mea poate să încearcă. Adică treceți pe la cele 5 din 11 din Dumnezeu, pentru mine și un cadou din partea noastră. Vă cizonați de Xbox aici. Gimnastica, am spus mereu că este o bază pentru fiecare sport și copiii, începând de la 3-4 ani, am observat că iubesc foarte mult să se rostogolească, deci este o bază extraordinară. Am făcut și eu, probabil, ce vedeți și dumneavoastră aici, nu aveam saltele colorate sau ce au copiii în ziua de astăzi, însă totul este o plăcere de la zi la zi. Performanța ajunge mult mai târziu și doar dacă dorești și dacă ai această motivație și pasiune pentru ceea ce faci, dar totul este de la o zi la alta. Ce înseamnă performanța? Câtă muncă? Muncă este în orice sport, în orice domeniu, depinde cât de mult o dorești. Nu trebuie să fii născut într-o țară aparte ca să fii cel mai bun din lume la o disciplină. S-a văzut mai recent și prin performanțele pe care tenisul le-a avut cu Simona și cu celelalte fete și copiii sunt atrași pentru că vor și ei să ajungă undeva. Ce trebuie să facem ca să readucem gimnastica din România acolo unde a fost odată? Este un drum lung. Este greu de explicat în câteva cuvinte. Am rămas puțin în urmă. Anumite lucruri sunt puțin expirate, trebuie să facem un plan de lungă durată cu un buget frumos care trebuie oferit antrenorilor și bazelor sportive care nu sunt extrem de adaptate la ceea ce e nevoie. Dacă mergi să vezi ce se întâmplă în alte țări, o să vezi acest lucru și răbdare.